Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi în următoarea oră împreună la Digi24. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Premierul trimite corpul de control la Ministerul Sănătății pentru a verifica ce și cum au verificat la rândul lor la Pantelimon reprezentanții ministrului Rafila, când nu au descoperit nicio neregulă în secția de la ATI. Astăzi a venit și prima demisie. Chiar șeful corpului de control ce va fi verificat de guvern, corpul de control al ministerului, a demisionat de dimineață în tot acest timp. Colegii noștri de la Digi24 au obținut motivarea arestării celor două doctorițe. Probele strânse până acum ar arăta, consideră judecătorul, că ar exista o intenție directă de a lua viața unui pacient. Vorbim imediat despre acest caz în platou cu Șerban Bubenec, președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă. Rămâneți alături de noi. Mergem mai departe. Avertisment grav de la Pentagon. SUA anunță o nouă eră nucleară, potrivit revistei The Economist. Americanii se gândesc să înceapă în forță reînarmarea nucleară în mai puțin de 2 ani, pentru că Rusia și China sunt cele mai mari amenințări. Statele Unite ar avea nevoie de 3500 de focoase gata de lansat, dublu față de ce au în prezent, ca să-și poată apăra aliații. Mii de decizii de recalculare a pensiilor riscă să fie trimise greșit. Avertismentul vine din partea Blocului Național Sindical, care trage un semnal de alarmă asupra pericolelor legate de recalcularea precipitată a pensiilor. Se vor înregistra mii de cereri de recalculare după ce toate dosarele au fost deja recalculate și introduse în baza electronică. Asta ar însemna un blocaj al activității caselor teritoriale de pensii. Vă dăm detalii în scurt timp. Criza de la Spitalul Pantelimon, în jurul morților suspecte, ia amploare. Premierul vrea toate datele de la corpul de control, de la Ministerul Sănătății, ca să vadă ce au făcut și ce au transmis mai departe după verificările de la spital. Șeful corpului de control al ministrului Rafila a demisionat de dimineață. În tot acest timp, colegii noștri de la Digi24 au făcut rost de motivarea arestării celor două doctorițe. Este vorba despre ceea ce judecătorul a hotărât atunci când a luat în calcul probele ce l-au făcut să mențină măsura propusă de procuror de arestare pentru 30 de zile a inculpatelor. Judecătorii au explicat de ce le-au arestat pe asistente. Au avut suficiente probe încât să arate că au omorât intenționat un pacient. Din motivarea judecătorilor reiese că există suspiciunea rezonabilă că inculpatele au acționat cu intenția directă de a suprima viața victimei. Cele două asistente și-au atribuit în mod ilegal și inuman dreptul de a decide cine trebuie să moară în secția ATI, în ce modalitate, precum și momentul morții pacientului, se mai arată în motivarea arestării preventive. Judecătorul susține că cele două doctorițe invocau divinitatea în discuțiile despre noradrenalină și astfel ar fi decis în mod arbitrar prin acțiunile lor cât să trăiască și când să moară un om. Mai mult, probele strânse până acum de procurori arată că cele două doctorițe ar fi avut intenția directă de a lua viața unui pacient. În fața instanței, cele două doctorițe nu au făcut declarații, dar prin avocat au încercat să desființeze acuzațiile. În perioada următoare, cele două doctorițe vor fi aduse din spatele gratiilor la Institutul de Medicină Legală, unde vor trece printr-o expertiză psihiatrică, expertiză care va decide dacă au avut sau nu discernământ. Șeful Corpului de Control al Ministerului Sănătății, care a fost în control la Spitalul Pantelimon în aprilie și nu a găsit nicio neregulă acolo, și-a dat demisia. Trei controle administrative au fost trimise atunci la acest spital și toate au arătat că nu sunt probleme legate de morțile suspecte de la secția de terapie intensivă. A considerat că în urma acestei probleme extrem de grave care s-a întâmplat la Spitalul Pantelimon, el fiind cel care a participat acolo, este cazul să demisioneze. Între timp, scaunul ministrului sănătății se clatină. Premierul Ciolacu a trimis corpul său de control la ministerul condus de Alexandru Rafila. În perioada următoare, la audieri, ar putea ajunge martori noi care ar putea avea informații cheie în anchetă.
În studioul Digi24, în această seară, profesorul Șerban Bubenec, președinte al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă. Bună seara, domnule profesor, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu. Haideți să ne uităm cu ochii limpezi și obiective asupra acestei situații. Înainte însă o să vă rog să-mi dați voie să fac o precizare importantă, pentru că în aceste zile întreaga emoție publică, una justificată, desigur, e un caz fără precedent în sistemul medical, s-a îndreptat însă împotriva unor doctori care își fac și cadre medicale care își fac meseria cât se poate de bine, de onest, în toate colțurile acestei țări, că medicină bună se face în România. Sunt oameni care sunt supuși unei presiuni enorme în aceste zile, nemeritat, pe nedrept, pentru că nu sunt responsabili de ce s-a întâmplat și în ce condiții s-a întâmplat în acest caz teribil de la Pantelimon. Și poate că ar fi bine ca cetățenii de acasă să se gândească și limpede să facă diferența și deosebirea între un caz punctual sau orice alt caz punctual și generalizarea asupra unui întreg sistem. Nu e drept. Să trecem mai departe. Domnule profesor, dumneavoastră ați înțeles ce s-a întâmplat în acest spital? În primul rând vreau să fac o declarație de la bun început, să vă spun că medicul nu are dreptul niciun fel de circumstanță, nici măcar în țările unde este legiferat terminarea vieții în terapie intensivă, la măsuri active care să suprime viața pacientului. Această faptă ar fi abominabilă, iar pentru mine, după 40 de ani de profesie, este de neconceput aproape ca un medic să dorească și să facă ceva activ în așa fel încât să suprime viața pacientului pe care îl îngrijește. De altfel, în istoria modernă a României, în ultimii 100 de ani, eu nu știu un caz care să fi fost dovedit în acest fel. Să se fi comportat un medic într-un asemenea hal. Sigur că medicii pot face greșeli. Acelea sunt malpraxis, care pot să vină din neștiință, dacă nu îi spunem prostie, din omisiune, din neglijență, din lipsa unor mijloace tehnice. Dar e cu totul altceva. Este inadmisibil ca niște colegi să îndrăznească măcar să creadă că ar putea să ia viața unor oameni cu bună știință acționând activ. Deci eu nu pot concepe acest lucru și sigur că am fost șocați de felul în care s-a făcut acest anunț. Bineînțeles că Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă, comunitatea noastră de medici anesteziști din România, este o comunitate care în ultimii 20-25 de ani a făcut eforturi majore ca să vină în întâmpinarea creșterii calității serviciilor oferite. În primul rând, doctorii noștri din 2010 sunt singurii care dau examen scris când vor să fie specialiști după cei 5 ani de specialitate, dau examenul european cu aceleași subiecte la aceeași oră ca și cu colegii lor din Franța, Germania, Italia, Spania și așa mai departe. Deci am crescut nivelul de pregătire, l-am transparentizat și am făcut imposibilă orice pilăraie, orice fel de intervenție nedreaptă, toți colegii din toate centrele vin la București, la Romexpo și dau examen. În 2009 am elaborat Ordinul 1500. Ordinul 1500 care merge în amănunt care sunt îndatoririle doctorului în terapie intensivă, care sunt îndatoririle asistentei, cum trebuie să arate dotare, personal, tot. Mai puțin un lucru. Într-adevăr, n-am reușit atunci să vorbim despre starea terminală în terapie intensivă. Și ce se întâmplă și când se trece la îngrijirea paliativă. O să revenim asupra acestui ordin și a momentului 2009. Până atunci vă invit să revenim la acest caz. Vă rog. Ați citit, desigur, și fragmente din motivarea procurorilor, care pe urmă a fost, desigur, întărită printr-o decizie a unui judecător. Deci o decizie a unui judecător, da, care spune că există suspiciuni rezonabile pentru ca aceste două doctorițe și asistenta să fie reținute. Aici nu vorbim despre judecată pe fond. Iarăși e un lucru care trebuie precizat. Ele nu sunt considerate, aceste doamne nu sunt considerate a fi vinovate, ci se consideră că există probe suficiente, rezonabile, suspiciuni rezonabile pentru a fi arestate pentru 30 de zile, reținute pentru 30 de zile. Așadar, v-ați uitat la aceste probe. O întrebare punctuală, domnule profesor, pentru că știți și din practică și din teorie.
În momentul în care ai un pacient la terapie intensivă, ai pe de o parte un instrument în care se numește foaia de observație, în care tu trebuie să notezi foarte exact tot ce se întâmplă cu acel pacient, ce terapie îi administrezi, cum evoluează semnele vitale. În cazul de față, după cum bine știți, procurorii sesizează o diferență majoră între ce înregistra acel aparat, injectomatul acela care ducea în corpul pacientului noradrenalina și foaia de observație. Dar doar în privința cantității noradrenalinei, pentru că semnele vitale arată se vedea că evoluează în sens negativ. Sigur că e greu de spus... Cum puteți să explicați lucrul ăsta? E greu de spus exact fără ca să ai toate datele. Noi am avut, când am făcut comunicatul pe 8 august, am sesizat nepotriviri majore între ce erau date acolo, valorile tensiunii arteriale, nici măcar valorile tensiunii arteriale medii, le-am calculat și le-am judecat, și a unor viteze dintr-o seringă, dintr-o diluție standard. În lumina acestor date simple pe care le aveam, era clar că era vorba de un șoc refractar cu doze foarte mari, mamut, nu erau dozele terapeutice la un moment dat, fără răspuns, nu se atinsese niciodată în perioada peri-discuție ținta de tensiune arterială de 65, erau pacienți cu tensiuni incompatibile cu o perfuzia tisulară și cu viața, până la urmă, la care s-a revenit la doza terapeutică. Acum, ce motive au dus la revenirea la doza terapeutică este greu de spus, dar să știți că avem dovezi din literatură care spun că acele doze mamut produc la bolnavii la care se ating țintele și la care noi le păstrăm dozele astea mari câteva zile, cât e nevoie, mortalitatea de 80%. Mortalitatea la cei care nu se ating țintele sunt de 100%. Bun. Deci, am mai spus în acel comunicat... Asta este însă o judecată medicală. Da, dar mai e ceva de judecat. Pacienții aceștia... nu depindeau numai de noradrenalină. Ei au venit la spital în urgență cu o anumită patologie. Nu avem date despre această patologie, despre scorurile de gravitate, despre alte comorbidități, despre alte explorări care ar putea să aducă lumină în acest caz și care agravează și care sunt cauzele principale ale mortalității într-un grup de pacienți sau la un pacient. Dacă modifici nivelul de noradrenalină injectat, nu treci în foaia de observație. Am să vă spun că... Nu treci valoarea exactă modificată. Aici lucrurile sunt clare ca lumina zilei. Dacă puneți apă într-un pahar și noi uităm, e transparent, la fel. În articolul 22 din ordinul 1500 sunt niște aliniate. Aliniatul 2 și aliniatul 5 vorbesc de îndatoririle medicului și ale asistentei. Aceleași îndatoriri cu o singură excepție, asistentele în limita competenței. Adică și doctorul trebuie să consemneze în foaia de observație și doctorul trebuie să scrie manevrele. Același lucru trebuie să facă și asistentele. Avem un doctor, de obicei, într-o reanimare de 25 de paturi și niște asistente la 1, 3 paturi care îngrijesc bolnavii. Obiceiul și practica bună este că ele trec în foaie totul. Doctorul comandă să facă într-un fel, asistenta face și consemnează în foaie, nu doctorul există, consemnează. Domnule profesor, o procedură clară, da, scrisă undeva, da, privind clar acest lucru? Mai clar decât atât, că doctorul poate să delege și în general așa se întâmplă, nu poate doctorul să, medicul de gardă sau medicul de terapie intensivă, că noi suntem puțini în general, nu poate să stea la fiecare pat și să scrie la orar evoluția lui, tensiune, saturație, scor, viteza cu care circulă 5-6 medicamente. Asta este sarcina asistentei și se regăsește cu siguranță în fișa postului asistentei medicale. Deci are obligația când doctorul îi spune să schimbe o concentrație sau o viteză, să o facă și să consemneze să scrie în foaie. Deci dacă scrie acolo 15, după aceea trebuie să scrie imediat V1. Acolo pare că a existat și scris. E, aici revenim la prima dumneavoastră întrebare. Doar că în foaia de observație nu era trecută valoarea reală.
Nu știm, n-am fost acolo să vedem ce comenzi s-au dat și ce nu s-au făcut. Am înțeles. Vedem exact din referatul procurorilor și motivarea judecătorului. Cine a scris în foaia de observație? A scris medicul? În foaia de observație a scris, în cazul de față, e neprecizat. Totdeauna scrie asistentă. Totdeauna scrie asistenta. Eu nu știu ce comenzi a dat doctorul, nu știu ce a făcut asistenta, dar din tot ce rezultă, și m-ați întrebat prima oară, cultura organizațională la nivelul acestui spital este una, puțin spus, deficitară. Și cu asta n-aș vrea să trec mai departe. Dar asta nu e neapărat numai vina personalului aici, medical. Aici voiam să completez ceea ce spuneți cu următoarea situație. Tot acest dosar este construit, pe de o parte, din aceste probe obiective, injectomatul și foile de observație, și pe urmă mărturiile asistentelor, asistenților, sunt cel puțin trei asistenți care incriminează doctori, care spun că într-adevăr le-au fost date comenzi, dispoziții verbale contrare interesului pacientului. Asistenta nu poate face diferența și nu poate să decidă ea tratamentul. Dacă se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să închidem un astfel de spital, pentru că se întrerupe lanțul de comandă între ceea ce doctorul, care are o pregătire net superioară unui asistent medical, trebuie să ia decizia, nici de cum asistentele nu iau decizii. În momentul ăsta vă invit să faceți un experiment, să vă retrageți puțin din haina de medic și să vă imaginați că sunteți un telespectator de acasă, care va ajunge la un spital la un moment dat, eventual într-o secție de spitale, ATI. Sunt spitale în țara asta publice. Ce spuneți unui astfel de om? E normal ca emoția publică să fie atât de mare. E normal ca nemulțumirea populației să fie atât de mare, pentru că e un fapt fără precedent. Dar gândiți-vă, ce se va întâmpla dacă într-adevăr vor fi găsite vinovate aceste colegi? Nu vor mai fi colegele noastre dacă sunt vinovate. România și noi vom purta această povară îngrozitoare a faptului că niște doctori au omorât niște pacienți. Dar ce se întâmplă dacă este invers? E o întrebare foarte bună, desigur. Și atunci trebuie să ne calmăm și să analizăm obiectiv ce se întâmplă. Exact. Și în ultimul paragraf al comunicatului nostru spuneam că întotdeauna trebuie să existe și o expertiză medicală. Nu numai expertiză medico-legală, care a fost făcută în grabă, după părerea mea, e clar că e făcută în grabă. Și doctorii trebuie să înțeleagă că trebuie să colaboreze între ei ca să ofere procurorului și judecătorului niște date din care domniile lor să poată împărți dreptatea. Motivul. Pentru că a existat o întrebare. Dom'le, sunt niște acuzații, repet, acuzații făcute de colegi între ei, asistente, medici, că așa au apărut acest dosar, nu altfel. Siguranță. Și plângeri ale unor aparținători. De asta vorbeam despre cultura organizațională. Care este motivul pentru care acești medici ar fi făcut lucrul ăsta? Iată ce spune judecătorul în motivarea celor 30 de zile de arest. S-a apreciat de către martor că motivul pentru care inculpatele procedau în acest fel era de a se pune bine cu conducerea prin detensionarea situației între ATI, și am să-i rog pe cole să meargă mai departe, și UPU. Cu toate acestea, deci există o virgulă. Cu toate acestea, judecătorul apreciază că motivul inculpatelor i-a arătat chiar de către, și am cenzurat numele inculpatului, cu ocazia unei conversații interceptate și redate. E vorba despre una dintre cele două doctorițe. Și haideți să vedem conversația mai departe. Medicul, ea prelungește o suferință, deci nu tratează absolut nimic. Asta nu pot să zic că... Acela e un alt medic. E un alt medic, da. Asta nu pot să zic că ce sunt eu, Dumnezeu, suferință, și mergem mai departe. Un alt medic. Păi nu, nu. Și merge mai departe. E un dialog care a fost, înțelegem, redat fidel. Și finalul e cel de care se leagă judecătorul atunci când spune care ar fi opinia. Asta este altă persoană decât e o altă persoană doctor. Decât da, dați mai respectiv. Sus, pentru că eu înțeleg din ce am văzut. Dați, vă rog, înapoi. Așa. Dați un pic textul înapoi. Haideți să-l parcurgem mai bine până la capăt. Ce nu ați înțeles?
cineva, un doctor, spune că, mă rog, tratamentul probabil în terapie intensivă la bolnavi foarte gravi, care, mă rog, ar putea să prelungească suferința și că nu tratează nimic dacă sunt într-un... Probabil că asta vreau să spună, într-un stadiu în care e clar că terapia este deasupra resurselor pe care le are pacientul. Păi uitați ce spune, uitați ce spune inculpata. Asta nu pot să zic. Că ce sunt eu, Dumnezeu? Da, sigur, doar suferință? Că dacă mergem mai departe, o să vedeți că doctorița inculpată confirmă parțial ceea ce spune celălalt medic. Da. Și veți vedea imediat și răspunsul doctoriței. Păi nu, chiar dar ce mai sunt încolo. Dumnezeu să prelungesc? Spre finalul. Spune celălalt medic, iar răspunsul final al doctoriței inculpate este, ar trebui să apară acum, o să-i rog pe colegi să-l și dea, este acesta. Da? Cel de sus? Frumos. Mă rog, poate să... Merge mai departe. Nu știu, oamenii vorbesc la telefoane, vorbesc prostii, mulți sunt slab de înger, nu știu dacă... Judecătorul nu a considerat că au vorbit prostii și spune așa. Judecătorul constată din conversație că inculpata credea că noradrenalina prelungește suferința pacienților în condițiile în care nu tratează nimic, Dumnezeu fiind singurul în măsură să decidă moartea pacienților. În fapt, inculpata era cea care decidea în mod arbitrar ce pacient trebuie să moară și când. Asistenții medicale au încercat din răsputeri, e ceea ce spune judecătorul, domnule profesor, păstrarea în viața pacienților de lăsat, în sensul compensării reducerii noradrenalinei pe injectomat cu introducerea unei alte fiole în perfuzii. Da. Este ceea ce spune judecătorul și ceea ce consideră judecătorul. Eu nu sunt nici judecător, nici procuror, nu ascult telefoanele oamenilor și nu știu cum să interpretez, e foarte alambicată această discuție, dar nu trebuie niște probe directe că s-au întâmplat lucrurile astea? Că oamenii vorbesc la telefon tot felul de... Probele directe despre care vorbeau procurorii și au, și iar judecătorul le-a considerat suficiente pentru arestarea preventivă, ca să repet, nu vorbim despre vinovăție. Vinovăția e constatată printr-o sentință de fond. Probabil că judecătorul a judecat că starea de arest poate să ducă la îmbunătățirea datelor din anchetă. Nu mă pricep, nu mă întrebați. Ce vă pot spune este în felul următor, sigur ce vă pot spune, este că suntem la o răscruce îngrozitoare. Societatea românească trebuie să se așeze foarte clar și să decidă dacă vrem să fim în Europa sau nu. Și cu legislația vis-a-vis de bolnavi gravisim, terminali. Și vreți un paradox îngrozitor pe care îl avem în România. Avem o lege a paliației. Adică pacienți, și scrie legea paliației, cu cancer în stadiu 3 sau 4, sau pacienți cu insuficiență cardiacă avansată, sub tratament cu niște medicamente care sunt scrise în legea paliației, ei nu mai trebuie să treacă prin spital, ei trec direct la paliație, unde nu se mai face niciun fel de tratament. E decizia decât... familiei și a pacientului. Nu, este și sau decizia medicului. Dar pentru acești pacienți care vin uneori pe picioarele lor săraci la spital, cu dureri, dar încă mai pot bea, mai pot mânca, sigur, există o lege pentru ei. Pot să meargă să moară în liniște cu tratament compasional, asta înseamnă fără durere, eventual cu un medicament sedativ, dar fără monitorizare, fără oxigen, fără nimic, într-un pat, oriunde ar fi patul ăla de paliație. Iar un pacient de terapie intensivă care este infinit mai grav, nici nu merge pe picioare, nici nu se alimentează, nici nu mai are tensiune, pentru acești pacienți nu există niciun fel de prevedere legală. Pentru acești pacienți sau aparținătorilor. Unde s-ar putea acționa cum se acționează în țările civilizate, în mod pasiv, nu activ. Încă o dată, este o precizare crucială. Doctorul nu face nimic activ să ucidă un pacient. Dar poate să nu escaladeze terapia după ce vorbește, dacă există legislație, nu există legislație, spuneți dumneavoastră în 2009, ce trebuie făcut. Domnule profesor, ați încercat
da, să aveți această dezbatere. Iar profesorul Marinescu și profesorul Turbule, dumneavoastră, să-i odihnească pe amândoi, de aceleași organizații care le-aș spune folositoare, dar uneori super demagogice, ale unei organizații, ONG-uri, de fapt, și de oameni din Ministerul Sănătății, fără multă minte și fără multă pregătire, au fost acuzați că vor să ofere doctorilor un instrument de a omorâ pacienții. Și ministrul de la vremea respectivă, nu mai știu cine, s-a speriat și a zis că ordinul în cazul ăsta nu mai este. Atunci am luat decizia cu toții că renunțăm la orice fel de precizare în acest sens, ca să nu dăm ocazia la un linșaj public și la o discuție care nu-și mai avea loc în societatea românească atunci, în momentul probabil că nu era bun și nici acum nu e bun la cald în niciun caz, dar noi trebuie să spunem adevărul. Nu putem să mințim și să trecem pe lângă adevăr. Și am decis că ordinul se publică fără acele anexe, pentru că tot ce era în acel ordin era super important pentru specialitatea noastră și pentru reglementarea activităților în terapie intensivă. Și ordinul e în vigoare și astăzi și după el vă duceți și la spitalul de stat și la spitalul privat. În momentul de față, mai am și această întrebare, din punctul dumneavoastră de vedere, procedurile din spitale, din secțiile de ATI sunt suficient de clare ca să nu mai apară astfel de tragedii? În principiu, da. Vreau să vă rog să dați pe ecran decalogul pe care vi l-am trimis. E foarte important, îl au colegii imediat. Da. O să... Pentru că încrederea și modul în care pacientul vine și se simte într-un spital depinde și de ce îi spune spitalul. Acest decalog pe care l-am scris în anul 2010, când eram încă directorul spitalului și l-am aprobat, el este trecut în regulamentul de ordine interioară, este obligatoriu în fișa postului pentru fiecare angajat al spitalului și se află lipit pe ușa fiecărui salon din spital. Dacă oamenii noștri se poartă așa cum scrie de sus până jos, înseamnă că avem o cultură educațională corectă, îndreptată către bolnav, cu empatie, cu bun simț și cu dragoste pentru profesia pe care o facem. Dacă un pacient vine într-un spital și este întâmpinat prost, nu stă nimeni de vorbă cu el, există acolo o dezordine disciplinară în care doctorii și asistentele infirmiere sunt încăierați între ei, dacă nu există o autoritate morală, că acest lucru nu poate fi impus dacă tu te porți, faci ceva invers decât scrie acolo. Nu se poate. Pentru că toată lumea vede și zică cum, adică, păi voi ne spune, tu îmi spui mie să nu fac și tu faci acel lucru? Deci depinde foarte mult de felul în care este condus un spital, cum e condusă o unitate sanitară și lucrurile astea trebuie să se răspândească, cultura bună trebuie să se răspândească, nu cultura rea. Sigur că sunt foarte multe lucruri de făcut în sistemul de sănătate. Din păcate acest lucru este o lovitură îngrozitoare pentru sistemul public de sănătate, îngrozitoare. Și va trebui să se facă lumină. Sunt convins că justiția în sfârșit va face lumină. Se va crea și o jurisprudență, că n-avem, nu cred că există în asemenea cazuri. Și cu siguranță că e loc de mai bine peste tot. După cum am mai anunțat, deja Colegiul Medicilor din România, împreună cu medicii legiști din România, cu societățile medicale, se vor întâlni. Vom discuta de ce nu avem experți pe lângă tribunal, cum e în Franța. E vreo țară care seamănă mai bine cu România decât Franța. România a copiat la 1859 toate instituțiile franceze și Franța a fost un model și este pentru România. Sistemul de sănătate din Franța a lucrat. E cel mai, acolo 2 ani. E cel mai bun din Europa. Ce ne împiedică să chemăm un grup de 20 de experți care să stea 6 luni în România, să le arătăm punctele slabe ale legislației noastre și să facem o legislație care să servească pacientului, să servească tuturor? Din păcate, sistemul public în clipa de față n-arată bine. El este parazitat din toate părțile, e într-o competiție inegală și imorală și nedreaptă cu sistemul privat. Alocările bugetare către sistemul public se fac netransparent, concursurile se fac cum se fac. Avem nu știu câte memorii adresate pentru conducerii Ministerului Sănătății pentru schimbarea felului în care se dă concurs de șef de secție. Niciuna din șefele de secții care s-au perindat pe la
la Pantelimon, n-au apucat să dea un concurs. Că noi nu organizăm concursuri, iar dacă organizăm concursuri, în loc să le verificăm cunoștințele de ATI și de legislație în domeniul ATI, le verificăm dacă știu, nu știu ce, legea finanțelor publice. Deci ăla e un concurs de competență, trebuie să fie un concurs de competență și de putință să conduci ceva. Deci avem foarte multe lucruri de făcut de aici înainte. O să le facă și colegii tineri. Sper. Mulțumim foarte mult pentru aceste detalii și pentru deschiderea de a avea un dialog. O să vă mai așteptăm, pentru că vor mai fi cu siguranță lucruri de lămurit și probabil că în momentul ăsta transparența ajută cel mai mult. Transparența, răbdarea și încrederea că totuși România are o justiție capabilă să pună lucrurile acolo unde trebuie și cum trebuie. Mulțumesc încă o dată foarte mult, doamnelor, domnilor. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat. Avem noi informații, avem un avertisment grav de la Pentagon. Vorbim despre el după o pauză. Revenim. Avertisment grav de la Pentagon după șirul fără sfârșit de amenințări nucleare venite de la ruși în ultimii 2 ani și jumătate. Lumea a intrat într-o nouă eră atomică, iar umbrela nucleară americană nu mai este suficient de mare. Potrivit revistei The Economist, americanii se gândesc să înceapă în forță reînarmarea nucleară în mai puțin de 2 ani. Cât de repede va merge și cât de amplă va fi, depinde de cine va fi la Casa Albă, dacă Donald Trump sau Kamala Harris. Un fost oficial de la Pentagon spune pentru The Economist că Statele Unite ar avea nevoie de 3500 de focoase gata de lansat, dublu față de prezent, ca să-și poată apăra aliații și partenerii din Europa și Asia. Rusia și China sunt cele mai mari amenințări. Rusia, pentru că are cel mai mare arsenal nuclear și nu respectă limite, iar China, pentru că are mulți bani și potențial să egaleze Statele Unite la capitolul armelor atomice. We now find ourselves in nothing short of a new nuclear age. This emerging security environment is unprecedented. It is our adversaries' choices that have made the world more dangerous. The first act was the Cold War competition between the Soviet Union and the United States. Today's unfolding second act is one in which Russia sees nuclear saber-rattling as a way to reshape the international order, in which Russia modernizes and expands its arsenal unfettered by arms control. Intermission is over, and we are clearly in the next act. Alerte la 2 baze militare din Germania din cauza unor suspiciuni de sabotaj. Au fost vizate baza aeriană de lângă Köln, unde este staționat unul dintre avioanele oficiale germane, dar și aerodromul unde sunt staționate aeronave de spionaj ale NATO. Oficialii militari bănuiesc că cineva a contaminat apa potabilă după ce unii soldați s-au plâns de calitatea acesteia. Ambele baze au propriile stații de epurare, iar aceste instalații ar fi fost vizate de sabotori. Alerta s-a dat mai întâi pe aeroportul militar, apoi s-a descoperit că sunt aceleași probleme și la baza unde sunt staționate avioanele de spionaj. Aceste incidente vin în contextul sabotajelor comise de agenți ruși în întreaga Europa. Ne întoarcem în țară. A început bătălia dintre PSD și PNL pe votul pensionarilor. După recalculare, ministrul Muncii a ținut să sublinieze că pensiile cresc în timpul guvernării PSD și că socialdemocrații s-au ținut de cuvânt. La nici 2 ore distanță, ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a precizat că legea pensiilor este una, citez, profund liberală și că peste 90% din merit ar fi, de fapt, al Ralucăi Turcan, fostul ministru al Muncii în coaliția PNL-USR. Ministrul Muncii a anunțat oficial că a fost finalizată recalcularea pensiilor. Încă din primele secunde ale conferinței de presă, Simona Bucură-Oprescu a ținut să arate că realizarea aparține guvernului condus de Marcel Ciolacu. Asocierea cu PSD s-a făcut și din ilustrațiile prezentate de ministru, unde principală a fost culoarea roșie. Ne-am ținut de cuvânt. Guvernul condus de Marcel Ciolacu a finalizat recalcularea pensiilor. Când PSD a fost la guvernare, pensiile au crescut. Fiindcă de fiecare dată când PSD a fost la guvernare, România a avut creștere economică. De partea cealaltă, fostul ministru liberal al Muncii, Raluca Turcan, a precizat că reforma pensiilor a fost începută de PNL din 2021 și că 90% din elaborarea proiectului de lege îi aparține. Același mesaj a fost reluat de Marcel Boloș într-o conferință de presă la sediul liberalilor.
Dacă este să dăm cezarului ce este al cezarului, proiectul de lege a rămas elaborat, din câte știu eu, de către doamna ministru a muncii și în proporție de 90% el se regăsește și în forma actuală a legii aprobate și în cele din urmă este o lege profund liberală care răsplătește munca. Tensiunile dintre PNL și PSD sunt în continuă creștere după ce săptămâna trecută Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă s-au războit pe Facebook și și-au lansat cele mai dure acuzații de când sunt la guvernare, ca urmare a controverselor din jurul cărții șefului liberal. Pompierii greci au făcut progrese în lupta cu cel mai mare incendiu al anului, care a devastat suburbiile Atenei. În acest moment nu mai există un front activ, ci doar focare împrăștiate. Între timp, ancheta pentru stabilirea cauzelor indică, drept cea mai probabilă origine a incendiului, un scurt circuit, scrie presa elenă. Un elicopter al pompierilor a ajuns în zonă la 4 minute de la detectarea focarului, dar nu a mai putut opri focul, care a făcut pagube imense și victime. Cadavrul unui cetățean moldovean de 60 de ani a fost găsit într-o fabrică arsă. Peste 60 de oameni au fost răniți, printre care și 5 pompieri. Unii dintre localnici au găsit totul distrus când s-au întors acasă. În jur de 100 de case au ars, spun autoritățile. Focul nu a ajuns în capitală, însă fumul da, așa că nivelul de particule din aer a crescut periculos. Riscul de incendii rămâne în continuare mare și astăzi, de această dată în nordul Greciei. În zonele unde merg și mulți români în vacanțe este la nivelul 4 din 5. Doamnelor, domnilor, întâlnirea noastră din această seară se încheie aici. Urmează sport și mai apoi ediția specială cu Lili Ruse. Noi ne revedem mâine de la ora 19. Numai bine!